Moș Crăciun a sosit mai devreme pentru 50 de copii din comuna Nicolae Bălcescu. Ca și la sărbarea de la Râmnicu Vâlcea, Casa de Ajutor Reciproc CFR Râmnicu Vâlcea a pregătit o sărbare inedită la Muzeul Memorial din localitatea vâlceană, reușind să-l aducă și pe Moș Crăciun pentru a vedea spectacolul oferit de copii. Drumul lung și-am obosit, drumul lung și-am obosit, de departe am venit, la mulți ani, mulți ani cu bine. În semn de mulțumire, Moș Crăciun, ajutat de reprezentanții CRI, FNCFR, Râmnicu Vâlcea, i-a recompensat pe cei mici cu câte o plesuță cu cadouri. Ia spune, draga moșului, cum te numești? Andreea, să spui o poezie? Mi-a scris pe scrisoare? Bine, draga moșului, primesc! Câți anișori ai? Șapte. Sigur ai 7 ani? Și cum te cheamă? Raul. Cum? Raul. Să-mi dați traducerea. Raul. Cine Raul, dragul moșului? Vrei cadou? Da. Am invitat copiii din comuna Nicolae Bălcescu. Sunt în jur de 50 de copii. Vor susține și un spectacol artistic. Iar moșul le va împărți și acestora cadouri. Reprezentanții CRI, FNCFR, Râmnicu Vâlcea au organizat o acțiune similară și în comuna Bujoreni, unde l-au adus pe Moș Crăciun copiilor proveniți din medii defavorizate.